Novenă la Sfânta Fecioară Maria, dezlegătoarea nodurilor, împreună cu rugăciunea Sfântului Rozariu. Cu o dragoste infinită de mamă și mânată de puterea deosebită de mijlocire pe care o are pe lângă Isus, Fiul Său, Sfânta Fecioară Maria, dezlegătoarea nodurilor vieții noastre, se apropie astăzi de noi. Este frumoasă, triumfătoare, strălucitoare și milostivă. Ea se îndreaptă spre noi, înconjurată de curtea cerească, pentru a dezlega nodurile vieții noastre. Iubirea sa și iubirea Fiului său pentru noi sunt imense. De fapt, ea dorește ca noi să descoperim această iubire care va șterge lacrimile din ochii noștri, și cu mâinile sale miloase va dezlega nodurile vieții noastre, cauza tuturor neliniștilor noastre. Mântuitorul ne-a fost dat prin ea și, de asemenea, prin ea toate nodurile vieții noastre pot fi dezlegate. Și cine nu are noduri în viața sa? Dar ce sunt aceste noduri? Acele probleme pe care foarte adesea le purtăm timp de ani întregi și pentru care nu vedem nicio soluție. Nodurile disputelor familiale, ale neînțelegerilor dintre părinți și copii, ale lipsei de respect, ale violenței, nodurile resentimentelor dintre soți. Ale lipsei de pace și de bucurie în sânul familiei, nodurile angoasei, nodurile disperării soților care se despart, ale distrugerii familiilor, nodurile provocate de durerea de a avea un fiu care se droghează, care este bolnav, care este plecat de acasă sau care s-a îndepărtat de Dumnezeu, nodurile alcoolismului, nodurile vicilor noastre și ale celor pe care îi iubim, nodurile rănilor fizice sau morale provocate de alții ale ranchiunei care ne torturează în mod dureros, sentimentele culpabilității, avortul care a fost făcut, bolile care nu se vindecă, depresia, șomajul, temerile noastre, singurătatea, necredința, orgoliul, toate aceste noduri care sunt consecința păcatului din viața noastră. Nodurile din viața noastră ne sufocă sufletul, ne copleșesc, ne îndepărtează bucuria din inimă și chiar voința de a continua să trăim aceste noduri care ne îndepărtează de Dumnezeu, care ne înlănțuie brațele, picioarele, întreaga ființă și credința, care ne împiedică să ne aruncăm în brațele sale ca niște copii și să-i mulțumim. Fecioara Maria vrea ca acest lucru să înceteze. Ne vine în întâmpinare astăzi pentru ca noi să-i dăm ei toate aceste noduri, iar ea le va dezlega unul câte unul. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Act de Căință Doamne, Dumnezeul meu, mă căiesc din toată inima de toate păcatele mele și le urăsc mai mult decât orice lucru, pentru că prin ele am pierdut harul Tău și împărăția cerului și m-am făcut vrednic de pedeapsa veșnică a iadului dar mai mult mă căiesc, pentru că păcătuind te-am pe tine, Părintele meu, Mântuitorul meu și Dumnezeul meu, atât de mare și atât de bun. Pentru aceasta mă hotărăsc, cu ajutorul Harului Tău, să nu mai păcătuiesc și să fug de orice prilej de păcat. Amin. Cred în Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, și în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioară, a pătimit sub ponțiu Pilat, s-a răstignit, a murit și s-a îngropat, a coborât în iad, a treia zi a înviat din morți, s-a suit la ceruri, șade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl puternicul, de unde are să vie să judece pe vii și pe morți, cred în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică, împărtășirea sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică. Amin. Primul mister din rozariul de durere, agonia lui Isus în grădina măslinilor. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă ne nou astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagăte pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, Roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! precum era la început, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului, du cer toate, toate sufletele, sufletele, mai ales pe, pe cele care au mai mare nevoie de mila ta. Dumnezeul meu, Eu cred în tine, te ador, sper și te tine. iubesc. Îți cer iertare pentru toți aceia care nu cred, nu te adoră, nu speră, nu speră și nu te, te iubesc. Maria, dezlegătoarea nodurilor, roagă pentru noi. Al doilea mister din rozarul de durere, biciuirea lui Isus în grădina lui Pilat. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagăte pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Isuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului, du cer toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare nevoie de mila ta. Dumnezeul meu, cred în tine, te ador, sper și te iubesc. Îți cer iertare pentru toți aceia care nu cred, nu te adoră, nu speră și nu te iubesc. Maria, dezlegătoarea nodurilor, roagă-te pentru noi. Al treilea mister din rozarul de durere, încoronarea lui Isus cu spini. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, Roagăte pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagăte pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, Roagăte pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, Roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! precum era la început, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului, du cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila Ta. Dumnezeul meu, cred, cred în Tine, te ador, sper, sper și te iubesc, îți deci cer iertare pentru toți aceia care nu cred, nu te adoră, nu speră, nu speră și nu te, te iubesc. Maria, dezlegătoarea nodurilor, roagă-te pentru noi. Meditația din ziua a opta a novenei Fecioară Marie, mamă a lui Dumnezeu, bogată în milostivire, ai milă de copilul tău și dezleagă acest nod din viața mea. Am nevoie ca tu să mă vizitezi așa cum ai vizitat-o pe Elisabeta, adumil pe Isus, pentru ca El să mi-l aducă pe Duhul Sfânt. învață mă să practic virtuțile curajului, bucuriei, umilinței, credinței și, asemenea Elisabetei, dobândește un fiu plin de Duhul Sfânt. Vreau să fii mama mea, regina mea și prietena mea. Îți dăruiesc inima mea și tot ceea ce mi-aparține, casa, familia, bunurile mele exterioare și interioare îți aparțin pentru totdeauna. Pune în mine inima ta ca să pot face tot ceea ce Isus îmi spune să fac. Sfântă Fecioară Marie, dezlegătoarea nodurilor, roagă-te pentru mine. Să mergem deci plin de încredere spre tronul Harului. Al patrulea mister din rozariul de durere, condamnarea lui Iisus la moarte și drumul crucii. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagăte pentru noi păcătoși acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagăte pentru noi păcătoși acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagăte pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagăte pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Isuse, iartă-ne păcatele ferește-ne de focul iadului, dun cer toate sufletele, mai ales pe cele care au mai mare nevoie de mila ta. Dumnezeul meu, cred în tine, te ador, sper și te iubesc. Îți cer iertare pentru toți aceia care nu cred, nu te adoră, nu speră și nu te iubesc. Maria, dezlegătoarea nodurilor, roagă-te pentru noi. Al cincilea mister din rozarul de durere, răstignirea și moartea lui Isus pe cruce. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, Roagăte pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagăte pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh precum era la început, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului, du cer toate sufletele, mai ales pe celea care au mai mare nevoie de mila Ta. Dumnezeul meu, cred, cred în Tine, te ador, sper, sper și te iubesc, îți cer iertare pentru toți aceia care nu cred, nu te adoră, nu speră, nu speră și nu te, te iubesc. Maria, dezlegătoarea nodurilor, roagă pentru noi. Rugăciune către Sfânta Fecioară Maria, dezlegătoarea nodurilor. Fecioară neprihănită, Fecioară binecuvântată, Tu ești dătătoarea universală a tuturor harurilor lui Dumnezeu. Tu ești speranța tuturor oamenilor, Tu ești și speranța mea, îi mulțumesc fără încetare Domnului meu prea iubit, care mi-a dat să te cunosc și care m-a făcut să înțeleg care este mijlocul pe care trebuie să-l folosesc pentru a primi harurile dumnezeiești și pentru a fi mântuit. Acest mijloc ești tu însăși, mama suverană a Dumnezeului meu, că știu că prin meritele lui Iisus Hristos și prin mijlocirea ta pot dobândi mântuirea veșnică. O Maica mea, tu ai plecat în grabă ca să o vizitezi pe Elisabeta, ca să o sfințești. Grăbește-te să vii și binevoiește să vizitezi și sufletul meu. Tu știi mai bine decât mine cât este de sărman și câte rele îl copleșesc. Pasiuni dezordonate, obiceiuri rele, păcate comise, atâtea slăbiciuni dăunătoare care nu pot decât să-l conducă la moartea veșnică. Numai tu poți să-l vindeci de toate slăbiciunile și să desfaci nodurile care îl înlănțuie. Roagă-te, o Sfântă Fecioară Marie, și mijlocește pentru mine la Dumnezeescul tău fiu, și dobândește harurile care știi că sunt cele mai folositoare și mai importante pentru mântuirea mea veșnică. Mă abandonez cu totul în mâinile tale. Rugăciunile tale n-au fost nici când respinse, sunt rugăciunile unei mame către fiul ei și acest fiu te iubește atât de mult, încât fericirea sa constă în a face ceea ce tu dorești, pentru a-ți mări gloria și a da astfel mărturie despre marea iubire pe care ți-o poartă. O, Maica noastră, fă să rămâne mereu așa, eu să mă încredințez cu totul ție, iar tu să ai grijă de mântuirea mea. Amin. Sfântă Fecioară Marie, ascultă rugăciunea mea. Fecioară Marie, mamă a iubirii frumoase, Mamă care nu ai abandonat niciodată un copil care strigă după ajutor, Mamă ale cărei mâini lucrează fără încetare pentru copiii săi prea iubiți, pentru că sunt conduse de iubirea divină și de milostivirea nemărginită care se revasă din inima ta, întoarce privirea plină de bunătate către mine, privește mulțimea nodurilor care îmi sufocă viața. Tu îmi cunoști disperarea și durerea, tu știi câte noduri mă paralizează, Sfântă Fecioară Marie. Mamă, care ai fost orânduită de Dumnezeu să dezlegi nodurile vieții copiilor tăi, depun funia vieții mele în mâinile tale. Nimeni, nici măcar cel rău, nu mă poate lipsi de ajutorul tău cel milostiv. În mâinile tale nu există niciun nod care să nu poată fi dezlegat. Mamă atotputernică, prin harul tău și prin puterea de mijlocire pe lângă Fiul Tău, Isus, Mântuitorul meu, privește astăzi acest nod. Pentru slava lui Dumnezeu îți cer să l desfaci și să-l desfaci pentru totdeauna. În tine îmi pun nădejdea. Tu ești unica mângâietoare pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Tu ești unica mângâietoare pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Tu ești fortăreața puterilor mele fragile bogăția slăbiciunilor mele, eliberarea de tot ce mă împiedică să fiu cu Hristos. Primește strigătul meu, păzește-mă, călăuzește-mă și oprotește-mă, Tu ești refugiul meu sigur. Sfântă Fecioară Marie, Tu care dezlegi nodurile, roagă pentru mine. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.